Viitorul ne ajunge din urmă, iar marile invenții par să nu aștepte majoratul. Au demonstrat-o elevii colegiului Mircea cel Bătrân, care au reușit să urce din nou pe podium, de această dată la Salonul Național de Inventică de la București. Au luat locul întâi după ce i-au convins pe membrii juriului că sonda atmosferică realizată de ei este o adevărată invenție. Construirea proiectului a sondei atmosferice a fost o provocare pentru noi, pentru că a implicat foarte multe cunoștințe care au necesitat să fie aprofundate pe parcursul desfășurării acestui proiect. Profesorii coordonatori recunosc și ei că nu a fost deloc ușor, mai ales că elevii trebuiau să se împartă între pasiunea lor și școală, de la ale cărei cursuri nu aveau voie să lipsească și pentru care trebuiau să se pregătească la fel de bine. Un premiu întâi pentru sonda atmosferică, care este o realizare tehnică deosebită, foarte migăloasă, cu multă electronică, informatică, fizică, chimie, biologie și de altele. Alte două mențiuni au fost obținute pentru realizarea unor așezări spațiale umane în cosmos. Totodată, elevii colegiului au obținut și două medalii de aur la Concursul Național de Chimie, organizat de Universitatea Politehnică din București. Este un concurs în general foarte dificil, nivelul subiectelor fiind apropiat de olimpiadele internaționale. Anul ăsta chiar la secțiunea de chimie fizică s-a pus mai mult accent pe fizică decât pe chimie. Cunoștințele de fizică dobândite m-au ajutat foarte mult. Din păcate nu am avut probă practică, asta nu mi-a plăcut, dar per total a fost în regulă. Nivelul subiectului a fost ridicat, am avut atât probă teoretică cât și probă practică. Și eu personal cred că m-am descurcat cel mai bine la proba teoretică, unde au fost 7 probleme de chimie organică. Mi-ar plăcea să am așa un sofism pentru cadou de Crăciun pe care ni l-au făcut copiii ăștia, dar aproape că ne umplu bradul cu strălucitoarele lor medalii și ne fac clipa mai fericită. Elevii Colegiului Constanțean promit să nu se oprească aici și sunt gata de noi provocări.